Duminica trecută, poliția ucraineană a anunțat despre capturarea unei cantități record de heroină. Autoritățile de la Kiev au confiscat 600 de kilograme de heroină, dintre care 100 de kilograme au fost sechestrate în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar restul la a doua zi. Valoarea stupefiantelor se ridică la aproape 50 de milioane de dolari. În acest caz au fost reținute 4 persoane, una dovedindu-se un cetățean al Moldovei. Potrivit portalului deschide.md, printre membrii grupării care se ocupau cu traficul de heroină ar mai fi un cetățean din Moldova, dar care nu a fost încă reținut. Preliminar se cunoaște că cele 600 de kilograme de heroină ar fi fost aduse din Turcia, prin portul din Odessa, iar mai apoi au fost plasate într-un depozit din regiunea orașului Kiev, spre a fi ulterior distribuite în statele Uniunii Europene, în special Germania. Cetățeanul nostru a fost reținut în timp ce se deplasa spre Polonia. Totodată au fost reținuți un turc și doi ucraineni. În cadrul grupării, moldoveanul avea rolul de curier.